Romanul lui Mark Twain, Prinț și cerșetor, este deja foarte cunoscut. Toată lumea știe despre schimbul de identitate pe care îl fac un băiat foarte sărac și Edward, fiul lui Henric al VIII-lea al Angliei. Suntem la începutul secolului al XVI-lea și vom vedea cum se aplică ideea aceasta a contrastului între esență și aparență. Oricum, premisa romanului o avem încă de la început. În străvechea cetate a Londrei, într-o zi de toamnă ca toate celelalte, a venit pe lume un băiețaș, într-o familie săracă, care nu-i dorise nașterea. În aceeași zi s-a născut alt copil englez al unei familii bogate, pe nume Tudor, care dorea din tot sufletul venirea lui pe lume. Întreaga Anglie dorea același lucru. Poporul englez îi dusese atât de mult dorul și își pusese atâta nădejde în nașterea lui, încât acum, că se născuse cu adevărat, mulțimea aproape își pierduse mințile de fericire. Foarte interesant romanul și poate fi citit la orice vârstă, nu doar atunci când suntem copii. La fel cum seria de trei comedii, The Princess Switch, Schimb Regal, poate fi urmărit de noi toți, pentru că aici o patisieră din Chicago face schimb de identitate cu o prințesă, doar cu ocazia Crăciunului, dar se pare că acest schimb se repetă sau se prelungește, vom vedea.